Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Dragi frați și surori, este un har pentru noi să fim în prezența Domnului, să ne bucurăm de harul Său și să ne pregătim inima pentru cer. În seara aceasta, una dintre ultimile joi din anul 2008, o perioadă în care am studiat învățăturile Bibliei sau doctrinile Bibliei, am ajuns la învățătura despre moarte. Tot timpul am vorbit despre doctrinile despre viață. Vă invit să deschideți Biblia la Scrisoarea către Evrei, capitolul 9. O să citesc un singur verset, nu o să vă mai ridicați, rămâneți pe bănci. Evrei, capitolul 9, versetul 27. Și după cum oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, iar după aceea vine judecata. Până aici, cuvântul Domnului. Atunci când Biblia vorbește despre subiectul sfârșitului, în teologie există termenul consacrat escatologie, vorbește și despre moarte. Cuvântul acesta, escatologie, este un cuvânt consacrat în teologie și are la bază două cuvinte, escato însemnând ultimul și logos însemnând cuvântul. Teologie, angelologie și așa mai departe, toate lucrurile care se termin cu logie înseamnă cuvântul despre. Escatologie înseamnă cuvântul despre ultimile lucruri. Iar moartea face parte din acest domeniu de învățături. Escatologia cuprinde, spre exemplu, doctrinele despre destinul omului, despre moarte, despre starea de după moarte, starea intermediară, învierea, judecata, veșnicia și așa mai departe. Pentru că moartea face parte din viață, și toți oamenii se nasc ca să moară, fiecare persoană se pregătește de moarte. Însă, din nefericire, cei mai mulți oameni se pregătesc de moarte doar din punct de vedere fizic, material, familial, dar nu și spiritual. Uitați-vă la faraonii Egiptului și la alte ritualuri de îmbălsămare în perspectiva mormântării, care demască dorința acestor oameni, dar și credința lor în viața dincolo de moarte. Numai că ei au făcut cheltuieli enorme, investiții uriașe, sperând că vor putea să trăiască și după moarte cu Dumnezeu, fără ca în timpul vieții să se pregătească pentru această perspectivă. Biblia vorbește despre evenimentele sfârșitului folosind mai mulți termeni. Termenii aceștia sunt biblici și sunt consacrați. Primul este apocalipsis, ceea ce este tradus prin apocalipsa. Apocalipsa înseamnă revelație, descoperire. Și el are legătură cu revelația sau cu descoperirea făcută prin Domnul Iisus Hristos. 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 7. Așa că nu duceți lipsă de niciun fel de dar în așteptarea arătării Domnului Iisus, în așteptarea apocalipsei Domnului Iisus. Acesta este cuvântul din Scriptură. Al doilea cuvânt este epifaneia, care înseamnă manifestare și se referă la arătarea fizică a Domnului Iisus Hristos. 2 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 8, și atunci se va arăta acel nelegiuit pe care Domnul Iisus îl va nimici cu suflarea gurii sale și îl va prăpădi cu arătarea venirii sale. Aici este cuvântul de care v-am pomenit mai devreme.
Nu insistați asupra acestor lucruri, le spun întreagăt, dar eu sunt sigur că ele fac parte din interesul unora, nu al tuturor. Ultimul cuvânt este parusia și înseamnă venire, este folosit în Biblie cu privire la răpirea bisericii. Spre exemplu, în Matei, capitolul 24, versetele 34 și 37. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, ai doma se va întâmpla și la venirea, și la venirea parousia Domnului Iisus, la răpirea bisericii. Aș vrea să vorbesc puțin despre aspecte generale în legătură cu moartea. Lumea laică, lumea seculară privește moartea cu spaimă, ca pe un sfârșit al existenței, și e adevărat că e un sfârșit al existenței fizice, dar pentru că ei nu au o viață spirituală, ei nu cred în continuarea vieții spirituale. De aceea oamenii privesc cu groază și n-au nicio perspectivă cu privire la asta. Când li se termină viața, s-a terminat. De aceea până mor ei spun, hai să bem, să mâncăm, să ne bucurăm că mâine murim. Este o perspectivă umanistă, este o perspectivă atee, o perspectivă în neștiință și în necredință de voia lui Dumnezeu și de prezența lui Dumnezeu. Creștinii au o altă perspectivă despre moarte, fiindcă moartea este sfârșitul existenței trupului, dar nu și al sufletului și duhului de viață. De aceea, prin Scriptură, noi primim o altă perspectivă, motiv pentru care moartea nu ne îngrozește, ci doar ne determină să ne pregătim. Deci, aspecte generale despre moarte. Biblia vorbește despre trei feluri de morți și despre fiecare vorbește lămurit. Prima dintre ele, le iau în ordinea în care au apărut în existența umană, este moartea spirituală și asta înseamnă omul despărțit de Dumnezeu, fiindcă în duhul lui este cel puțin adormit dacă nu mort și nu mai are nicio relație cu Dumnezeu care este spirit, care este duh. Încă o dată vă spun, cuvântul spirit este similar cu cuvântul duh. Orică folosim duh, orică folosim spirit, înseamnă același lucru. Adevărul e că e mai consacrat cuvântul duh, duhovnicesc, și nouă ne este mai îndemână în limbaj religios bisericesc decât cuvântul spirit. Acesta e mai mult științific, dar înseamnă același lucru. Însă când vorbesc despre Dumnezeu că este spirit, spiritual, nu pot să spun că Dumnezeu e duhovnicesc. Aceasta se folosește mai bine la oameni. De aceea îngăduiți-mi să folosesc ambele cuvinte în funcție de cum socotesc că se potrivește mai bine în contextul în care le folosesc. Repet, trei feluri de morți sunt prezentate în Biblie și în ordinea în care au avut loc în istoria umanității, a existenței umane, le spun și eu, prima, moartea spirituală. Asta înseamnă omul moare spiritual și se desparte de Dumnezeu, fiindcă omul nu poate să fie cu Dumnezeu decât prin relație spirituală. Dacă relația spirituală se rupe, nu mai există relație cu Dumnezeu. Imaginați-vă două telefoane, iar între ele o companie care face legătura. Noi putem să cumpărăm două telefoane din magazin, dar dacă nu ne abonăm la o companie care face legătura tehnică între cele două telefoane, simplu fapt că avem două aparate, nu putem vorbi unul cu altul. Ei, eu sunt un telefon și dacă îmi permiteți comparația, Dumnezeu este un altul. O relație spirituală dintre mine și Dumnezeu, dacă este ruptă, eu sunt mort față de Dumnezeu. Moarte spirituală înseamnă ca telefonul meu să nu mai funcționeze și eu să nu mai pot vorbi cu Dumnezeu. A doua moarte pe care o întâlnim în Scriptură e moartea fizică. Aici, omul este mort nu față de Dumnezeu, ci este mort față de lumea fizică. După cum în moartea spirituală omul nu mai are nicio legătură cu Dumnezeu, tot la fel moartea fizică, omul nu mai are nicio legătură cu lumea, cu viața în care a trăit. Mai are vreo legătură persoana care a fost înmormântată ieri cu lumea, cu viața, cu datoriile, cu serviciu, cu obligațiile? Nu. S-a dus și e bun dus. La fel e moartea spirituală în legătură cu Dumnezeu. Și a treia moarte e moartea veșnică, ea este denumită în Biblie moartea a doua. O să le iau pe rând și o să spun câteva cuvinte despre fiecare, atâta cât socotesc că prezintă la modul general o învățătură suficientă cei care o știu să fie împrospătată, iar cei care nu o știu să aibă o învățătură minimă, o învățătură de bază. Deci, moartea spirituală.
Moartea spirituală, spun pentru a treia oară, este starea unui om despărțită totalmente de Creatorul său. Asta nu înseamnă că omul nu are o religie, omul nu are anumite forme religioase tradiționale pe care le împlinește, dar nu are nicio legătură cu Dumnezeu, poate să aibă cu biserica, poate să aibă cu religia, cultura, cu datinile lui strămoșești, dar nu are cu Dumnezeu ca și persoană creatoare. Starea de despărțire de Creator este moartea spirituală. Moartea spirituală are câteva manifestări care ne dau nouă posibilitatea să anticipăm cu la limita probabilității viața spirituală din existența unei persoane. Priviți, vă rog, o primă manifestare, Efeseni 4:18. Având mintea întunecată și fiind străini de viața cu Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi lor. Observați, o astfel de persoană este mort spiritual. Și cum se manifestă asta? Prin minte întunecată. Are mintea întunecată și el nu poate gândi din perspectivă spirituală. Toate lucrurile pe care le gândește, le gândește din perspectivă firească. Adică valorile lui sunt plăcerile, banii, ambiția, destrăbălarea, acestea sunt importante pentru el. Pentru el nu e importantă rugăciunea, ce rost are să te rogi? Pentru el nu e importantă citirea Bibliei, ce rost are să citești dintr-o carte dacă nu crezi în ea? O astfel de minte întunecată este expresia unui om care este mort spiritual. Moartea spirituală se exprimă prin absența hrănirii spirituale. Un mort mai are nevoie să mănânce? Nu. Tot la fel, un om mort spiritual nu are nevoie să se roage. Un om mort fizic are nevoie să doarmă? Nu. Tot la fel, un om mort spiritual nu are nevoie să citească Biblia. Nu are nevoie să participe la niciun fel de întâlnire pentru studiu biblic. Nu are nevoie să postească. În concluzie, omul care nu se roagă, omul care nu citește Biblia, omul care nu postește, omul care nu are părtășie frățească, este mort spiritual, chiar dacă vine la biserică și e religios. În felul acesta se explică cum din 10 fecioare doar 5, cum din doar 2 femei la moară doar una, cum din 2 de pe acoperiș doar 1 și cum din 2 dintr-un pat doar unul va fi luat, altul va fi lăsat. În felul acesta se explică că biserica este jumate din adunare. Adunare fiind totalitatea oamenilor din sanctuar, biserica fiind totalitatea oamenilor născuți din nou, din totalitatea oamenilor prezenți în sanctuar. Riscul să vină cineva la biserică o viață întreagă și să nu fie mântuit este foarte mare. De ce? Pentru că această persoană are o relație cu biserica, cu tradițiile, dar nu cu Dumnezeu. Omul acesta nu are o viață de rugăciune personală. Se ridică în picioare odată cu toată biserica, că ce o să facă, să stea pe scaun? Asta este manifestarea vieții, morții spirituale. O minte întunecată care nu percepe spiritual existența umană, ci o percepe doar fizic și firește. O altă manifestare citim în Scriptură, că este trăirea în păcat. Priviți, vă rog, aceeași carte, capitolul 2, versetul 1. Când spun aceeași carte, mă refer la Efeseni, capitolul 2, versetul 1. Voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre. Oamenii din lume trăiesc în păcat și în greșeli, dar sunt morți? Nu. Conduc mașini, mănâncă, dorm. Nu sunt morți. Sunt morți în păcat. Sunt morți spiritual. Observați, când este un om mort spiritual, atunci când trăiește în păcat, nu când cade în păcat. Orice credincios se confruntă cu riscul în viața spirituală să cadă într-un păcat. Păcatul să se mânie, păcatul să spună un cuvânt pe care nu l-a cugetat foarte bine, păcatul să pună mâna pe ceva ce nu e al lui, dar nu trăiește în păcatul acesta. A alunecat, a văzut că a alunecat, îi pare rău, se pocăiește, îl mărturisește și îl părăsește.
și Dumnezeu îl iartă. Care dintre noi poate să spună că de la botezul în apă până astăzi n-a mai căzut? Dacă cineva spune eu, atunci omul acela nu știe ce spune, este pe din afară cu privire la Evanghelia lui Iisus Hristos. Însă Biblia vorbește aici despre o trăire în păcat, adică despre repetarea păcatului, indiferent că îl mărturisești sau nu, dar fără să-l părăsești. O altă manifestare a morții spirituale, citim în Romani capitolul 8, versetul 6, și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Oamenii umblă după lucrurile firii pământești. Mor ei? Nu mor, trăiesc. Trăiesc 60, 70, 80 de ani. Ce fel de moarte? Fizică? Nu, moarte spirituală. Observați că preocuparea pentru lucrurile firii pământești este moarte. Vreau să vă întreb, când o persoană renunță să vină la adunare ca să vadă un meci sportiv, este duhovnicesc sau firesc? Înțeleg ca un om să se uite la un meci de fotbal sau de altceva, dacă are pasiune pentru asta în timpul lui liber. Dar să nu vii tu la adunare ca să te uiți la nu știu ce echipă. Poate dintre ei sunt sodomiți, poate dintre ei sunt atei, pângăriți, destrăbălați și tu renunți la Iisus și te zgâiești două ceasuri la ei. Dați-mi voie să vă spun cu toată libertatea, un astfel de om are valori firești. Un om al lui Dumnezeu nu-și permite să se simtă bine pe socoteala lui Dumnezeu, în timpul lui Dumnezeu, pe banii lui Dumnezeu. Fiecare dintre noi avem un mod particular, în afara păcatului, de a ne petrece în timpul liber. Fiecare om are pasiunea lui, are hobby-ul lui, dar lucrurile acestea le faci în timpul tău, nu în timpul lui Dumnezeu. Ziua Domnului nu-i ziua mea. Dacă o persoană petrece ziua Domnului după gusturile lui, este expresia aceasta în Scriptură. Ziua sabatului, în ziua sabatului vă faceți gusturile voastre. E unul dintre reproșurile lui Dumnezeu. Sabatul este ziua de odihnă, iar ziua de odihnă e ziua lui Dumnezeu. Și noi am declarat că ziua lui Dumnezeu avem două servicii divine, unul de la 9 la 12 și unul de la 6 la 8 și un sfert. Înțeleg cineva să întârzie joia, că vine de la lucru. Dar dimineața de ce întârzie la 9? Excepție făcând bolnavii, cei cărora li s-a stricat mașina, cel care a fost oprit de poliție pe stradă și a întârziat, ci vorbesc de cei care vin la 9 și 10, 9 și un sfert, 9 jumate, de regulă. Veți spune, ești prea aspru, frații mei, nu vă chem la mine să-mi faceți treabă la mine acasă. Vreau să vă spun că în ziua Domnului împlinim gusturile lui Dumnezeu și dacă un lucru trebuie făcut, trebuie făcut bine. La noi la lucru nu ne ducem târziu. Dar cum ne putem duce târziu la lucru la Dumnezeu? E obiceiul acesta firesc sau duhovnicesc? Dacă e firesc, de ce îl îngăduim? De ce îi punem apă la rădăcină să crească? De ce nu vorbim împotriva lui? Știți de ce? Pentru că ne alegem frați care să nu vorbească împotriva la lucrurile care le facem, ci vrem să ne alegem frați care ne măgulesc, care nu vorbesc împotriva lucrurilor slăbuțe și care ne laudă și ne apreciază, care ne spun lucruri după care să ne gâdile. Unde ne duc oamenii ăștia? Ne împing în iad. Eu nu spun asta că sunt superior dumneavoastră, eu sunt om ca dumneavoastră. Dar lucrurile astea trebuie spuse nu că vin de la mine, vin de la Dumnezeu. Eu pot să le schimb și să le fac după cum îmi place mie. Dar eu voi fi pedepsit și dumneavoastră nu câștigați nimic. Vă pierdeți timpul cu mine. Citim un alt cuvânt al Domnului, Ioan 3, cu 36. Cine crede în Fiul are viață veșnică, dar cine nu crede nu are viață, nu va vedea viața, are moarte și mânia lui Dumnezeu vine peste el. Observați? O inimă necredincioasă. Încă o expresie a morții spirituale, o inimă necredincioasă. Un om care, deși vine în adunare, nu crede. Nu că nu crede în Dumnezeu. În Dumnezeu cred și dracii, spune Iacov în epistola sa. Nu înseamnă că dacă crezi în Dumnezeu la nivel intelectual, îl și slujești. Demonii cred în Dumnezeu, dar nu îl slujesc, nu fac voia lui. N-au nicio apreciere pentru Dumnezeu.
Ei se luptă împotriva lui Dumnezeu și cred în El, că altfel nu s-ar lupta împotriva Lui. Nimeni nu dă cu pumnul în vânt, dă în cineva care crede că îl lovește. Așa spune Pavel când ia un exemplu și îl folosește ca o comparație din lumea sportivă. Învierea din starea de mort spiritual se face prin nașterea din nou. De aceea orice om care nu se naște din nou e mort spiritual și fiind mort spiritual merge în iad. Pentru acest motiv, Domnul Iisus Hristos, în Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, versetele 3 și 5, în discuția cu Nicodim, subliniază importanța fundamentală a nașterii din nou atunci când spune: adevărat, adevărat îți spun, Nicodime, că dacă un om nu se naște din nou, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu. Un om care trăiește în păcat, un om care trăiește cu valori firești, un om care are o minte întunecată, care nu crede, care nu știe de Dumnezeu, nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu, poate să îmbătrânească în biserică. Un om mort spiritual nu poate să vadă împărăția lui Dumnezeu și nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Asta spune Domnul Iisus. Cu alte cuvinte, singura posibilitate ca să scap de moartea spirituală este nașterea din nou. Nașterea din nou se realizează prin credință și pocăință. Fără credință și pocăință nu există naștere din nou. Dar pocăință nu înseamnă să te botezi doar, ci pocăință înseamnă în fiecare zi să te uiți la viața ta, să accepți că ai anumite probleme în relația cu Dumnezeu și să le corectezi. Și oricât de bine le-ai corecta, niciodată nu ajungi să elimini și să epuizezi lista problemelor. Învierea din starea spirituală o face credința și pocăința, adică nașterea din nou. Priviți, vă rog, Efeseni, capitolul 2, versetul 5. Măcar că eram morți, unde? În greșelile noastre, în Duhul. El ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Cine? Dumnezeu. Prin har suntem mântuiți, nu prin meritele noastre. Meritele noastre sunt moartea spirituală. Dar Hristos ne-a scos din moartea spirituală, dar să credem în El și să-L urmăm cu pocăință. Atunci se întâmplă o schimbare în viața noastră numită naștere din nou, adică o a doua naștere, din Duh. Nu din voia vreunui om, nu din carne, nu din sânge, nici din voia noastră, ci din Dumnezeu, din Duhul. E vorba despre o restaurare a relației spirituale cu Dumnezeu, nu cu biserica. Apoi cu biserica, dar în primul rând cu Dumnezeu. Această înviere spirituală se numește nașterea din nou și nu va intra nimeni în cer nenăscut din nou. Absolut nimeni. Să spunem câteva lucruri despre a doua moarte, moartea fizică. Moartea fizică este despărțirea părții imateriale, adică spirituale din nou, suflet și duh, de partea materială din noi, trupul. Dumneavoastră știți că fiecare om viu este compus din trei părți. Și Apostolul Pavel spune în Tesaloniceni: Duhul vostru, nu trupul prima oară. Este această predispoziție a predicatorilor de a greși, spunând trup, suflet, duh, pentru că în felul acesta se exprimă educația noastră materialistă, umanistă, pe care am primit-o în viață, în școală, dar scriptural. E duh, suflet, trup. Aceasta este prioritatea biblică. Ei bine, duhul și sufletul se despart de trup. Apostolul în 1 Corinteni, în 2 Corinteni, când vorbește despre trup, îl compară cu un cort. Imaginați-vă un grup de soldați care merg pentru instruire și aplicație undeva într-o zonă nepopulată și acolo nu iau cazarma cu ei, cazarma rămâne la oraș. Ies din cazarmă, își iau un cort de campanie, de companie, și se duc, îl pun undeva într-o pădure, pe o câmpie nepopulată, și dorm o noapte, două, trei, o săptămână în cort. Dar când termină această misiune vremelnică, strâng cortul și se întorc înapoi la bază, la cazarmă. Ei, Apostolul Pavel ia această imagine și spune: Duhul și sufletul iese din Dumnezeu, și pentru o vreme merge într-o misiune, într-un cort. Cortul este acest trup. Al unuia e mai înalt, al altuia mai mărunt. Al unuia e mai tare,
moare cu toți dinții în gură și nu se prea duce la dentist, al altuia de pe la 15 ani și tot schimbă. Sunt trupuri mai tari și trupuri mai slabe. După cum corturile sunt din pânză mai tare sau din pânză mai slabă. Dar trupul este ca un cort în comparația biblică pentru înțelegere. Ei, moartea fizică înseamnă că iese soldatul din cort și se duce la cazarmă și nu se mai întoarce niciodată în cort. Se desparte sufletul, duhul de viață de trup, trupul se duce la locul lui în țărână, iar duhul de viață se duce la locul lui, la Dumnezeu care l-a dat. Asta e moartea fizică. Moartea fizică e o consecință a păcatului. Moartea spirituală e o consecință a păcatului. Ei, după cum moartea fizică e o despărțire datorită păcatului și moartea spirituală e o despărțire datorită păcatului. Nu este așa că Adam și Eva au fost creați și așezați în prezența lui Dumnezeu? Ba da, cine i-a despărțit? I-a despărțit păcatul. Și după ce s-au despărțit, ce s-a întâmplat? Dumnezeu i-a dat afară din prezența lui pentru întotdeauna. Și numai prin nașterea din nou, prin Hristos, al doilea Adam, poți să reintri în prezența lui Dumnezeu, având din nou viața pe care ai pierdut-o prin păcat. Venirea la biserică nu rezolvă problema, ci doar viața spirituală manifestată prin rugăciune, prin citirea Bibliei, prin post, prin părtășie frățească și prin umblarea după Dumnezeu slujindu-L pe El. Observați, vă rog, câteva exemple biblice. Îngăduiți-mi să citesc. Genesa 3:19. În sudoarea feței tale să-ți mănânci pâinea până când te vei întoarce în pământ, căci din el ai fost luat, țărână ești și în țărână te vei întoarce. 1 Corinteni 15:21-22. Dacă moartea a venit prin om, tot prin om a venit și învierea morților. Și după cum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia în Hristos. Toți cei care cred în El, care îl urmează pe El și care își identifică viața după El. De aceea Pavel spune, orice fel de lăcomie care nu l-a caracterizat pe Hristos, să nu vă caracterizeze nici pe voi. Orice fel de vorbire murdară, de glume proaste, care nu le-a caracterizat pe Hristos, să nu vă caracterizeze nici pe voi. Orice fel de, și el dă toate exemplele comportamentului uman și spune așa, dacă îl urmezi pe Hristos, vei fi ca el, iar acolo unde nu reușești să fii și ai o alunecare, te oprești, te pocăiești, mărturisești și părăsești. Nu trăiești în fiecare zi așa și spui, Domnul-i bun. Domnul-i bun, dar te vei duce în iad, așa bun cum e, dacă nu te pocăiești. Bunătatea lui Dumnezeu nu desfințează iadul. Bunătatea lui Dumnezeu ne cheamă la pocăință. Iar dacă nu ne pocăim, Dumnezeu este bun, dar e și drept. Dumnezeu nu s-a compromis nici cu Adam și nu se va compromite cu niciun alt om din istoria umanității doar pentru că e bun. Domnul e bun, dar nu e slab. Moartea este o stare naturală, normală în existența umanității după căderea în păcat a lui Adam. Versetul pe care l-am citit din Evrei, capitolul 9, versetul 27, spun toți oamenii mor și apoi vine judecata. Toți murim. Cu diet sau fără diet murim. Toți oamenii mor. Moartea este o experiență normală. Moartea nu trebuie să, moartea fizică vorbesc acum, nu trebuie să-i sperie pe cei credincioși. Asta nu înseamnă că ei ajung la performanța să le fie indiferentă moartea fizică. În duhul ne este indiferentă, dar în existența noastră trupească, orice om, când se gândește la moarte, nu se poate gândi fără să nu se sperie. Idealul însă, Evrei capitolul 2, versetul 15, să izbăvească pe toți aceia care prin frica morții erau supuși robiei toată viața lor. Dacă cineva crede că se duce de la rău la bine, atunci nu o să-i fie frică că se duce la bine. Vi s-a întâmplat să lucrați pe afară acum când e frig? Cu siguranță. Cel puțin să dați zăpada, să faceți pârtie. Nu este așa că ați vrut să intrați repede în casă sau într-un loc unde e cald? V-a fost frică să intrați la căldură? Nu. De ce? E mai bine la cald decât la frig. Dacă noi credem că e bine în împărăția lui Dumnezeu, nu o să ne fie frică să ne ducem la bine.
Numai un om care nu crede în împărăția lui Dumnezeu e frică că se duce nicăieri. Și atunci sigur că se sperie de nicăieri. Îmi vei spune, eu nu mă sperii de nicăieri, mă sperii că nu știu cum se întâmplă. Păi, nici nu-i treaba dumitale să știi cum se întâmplă. Dacă ești vrednic, restul e rezolvat. Toate lucrurile sunt aranjate. Moartea fizică poate avea loc în orice moment, indiferent de orice argument. 1 Petru, capitolul 1, versetul 24, ne aduce aminte de asta. Orice făptură este ca iarba și toată slava ei ca și floarea ierbii. Iarba se usucă, floarea cade, așa este omul. Cine uită că este trecător și spune sunt tânăr, și ce dacă ești tânăr? În cimitiri sunt suficiente cruci cu vârste cuprinse sub 20 de ani, sub 15 ani, sub 10 ani, sub 30 de ani. Orice om care se naște e suficient de bătrân ca să moară. Cine crede că are dreptul să trăiască că e tânăr, e prea tânăr ca să gândească. Omul poate muri în orice clipă. Trebuie în fiecare seară să ne facem socotelele, că s-ar putea să nu ne mai trezim. Și dacă ne trezim cu socotelele nefăcute, nu ne trezim. Pentru cei născuți din nou, moartea este ca o perioadă de așteptare, ca o perioadă de somn. Aceasta o citim în Luca, capitolul 20, versetul 36 și în foarte multe alte locuri în Scriptură. Moartea este ca o perioadă de somn, de așteptare. De la învierea Domnului Iisus, cei credincioși după moarte merg în prezența Domnului. Lucru care n-a fost același până la moartea și învierea Domnului Iisus Hristos. Observați ce spune Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 8. Da, suntem plini de încredere și ne place mult mai mult să părăsim trupul acesta ca să fim acasă la Domnul. Să fim acasă la Domnul. Acum vă rog frumos să vă gândiți la următorul lucru. Dacă un credincios crede puternic că în momentul în care moare, indiferent când moare, se duce acasă la Domn, e îndreptățit să dispere? Nu. Pentru că se duce acasă la Domnul. Dacă nu crede că se duce acasă la Domnul, dacă nu-i sigur că se duce acasă la Domnul, vreau să vă spun ceva foarte neplăcut, nu se va duce. Pentru că nu poate cineva să primească mai mult decât crede că poate primi. Cu Dumnezeu, numai prin credință se întâmplă toate lucrurile. Dacă nu crezi, nu ai. Dacă crezi, ai. Credința e o nebunie din punct de vedere firesc. Închei cu gândul acesta, îl spun ori de câte ori am ocazia, pentru că am auzit tot felul de extreme pe marginea lui. Acum, nu că vreau eu să realizez un echilibru, dar vreau numai să fiu o voce printre altele care spun următorul lucru. Când moare un credincios, există două extreme pentru cei care rămân. Unii plâng cu disperare și sunt disprețuiți de alții, ce credincioși sunt ei, iar alții se înfrânează și nu scot o vorbă și o lacrimă, că ei sunt pocăiți și nu trebuie să plângă. Fiecare își exprimă durerea în felul lui și nu spunem noi de la amvon acum cât să plângă sau cât să nu plângă un om. Fiecare face cum simte și cum crede, dar vreau să spun următorul lucru. Noi știm că cel drag se duce la Domnul. Și ne bucurăm că se duce la Domnul. Dar asta nu înseamnă că nu plângem pentru durerea despărțirii. E o rupere, e o smulgere, e o frângere. Imaginați-vă un bărbat sau o femeie care trăiește alături de tovarășul lui de viață 10, 20, 50, 60 de ani. Să nu verși o lacrimă când pleacă? Dar e cel cu care ai trăit, ai trecut prin toate. Nu e vorba de un plâns al disperării, ci este vorba despre o despărțire prin care te comporți ca atare. În concluzie, să nu-i disprețuiți pe cei ce plâng, să nu-i judecați, că este un loc în care judecata n-ar trebui să existe. Dar în același timp, dacă o să treceți prin astfel de experiențe, să nu plângeți fără nădejde, că dacă așa este, sunteți cei mai nefericiți dintre oameni.
Tot timpul nădejdea aceasta să vă însuflețească. Domnul Iisus Hristos este Salvatorul nostru. Într-o zi se va întoarce, ne va lua și ne va duce acasă. Așa cu riduri cum suntem, așa bolnavi și neputincioși cum suntem, așa într-un băț sau în două cum suntem, așa bun de nimic cum ne califică lumea asta care ne-a subt o viață și acum râde de noi, așa, El se va întoarce după noi. Nu datorită valorii estetice a trupului, ci datorită valorii spirituale a mântuirii și a nașterii din nou, pe care am primit-o cu pocăință și credință. Fraților, această nădejde să vă însuflețească pe toți. Haideți să ne ridicăm și să ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia.